Încă doi migranți ilegali au fost reținuți de polițiștii de frontieră suceveni din cadrul sectorului PF Brodina, după ce aceștia trecuseră fraudulos granița. Cei doi nu au reușit să se plimbe prea mult pe teritoriul românesc, deoarece au fost reținuți în apropierea frontierei de stat pe direcția localității Falcău. Pentru că cei doi cetățeni străini de sex masculin nu vorbeau limba română și nu își justificau prezența în zonă, au fost duși la sediul sectorului, iar cu ocazia verificărilor efectuate, polițiștii de frontieră au constatat că unul are vârsta de 25 de ani și este din din Algeria, iar celălalt 35 de ani și provine din Tunisia. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trecere frauduloasă a frontierei de stat, iar conform procedurilor legale, cei doi cetățeni străini au fost predați Centrului Regional de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil din municipiul Rădăuți în vederea luării măsurilor legale ce se impun.